Domnule președinte, avem astăzi o ordine de zi pentru ședința convocată de ieri de dumneavoastră, însă o amânare pentru votul și dezbaterea moțiunii de cenzură. Astăzi, o majoritate din birourile permanente reunite, pe care o puteți constata singuri, a decis amânarea dezbaterii și votului pe moțiunea de cenzură, utilizând ca temei conflictul juridic de natură constituțională declanșat de Guvernul României prin primul ministru Florin Câțu cu Parlamentul cu privire la depunerea moțiunii de cenzură. Poziția mea a fost foarte clară și foarte limpede. Am fost prezent și nu am votat această propunere. Nu pentru că îmi doresc să se dezbate și să voteze moțiunea de cenzură mai repede, ci pentru că această propunere și decizie luată de birourile permanente reunite este profund neconstituțională. Dacă cineva ar fi avut răbdare, nu zic în alte partide, dar măcar colegii mei de partid mai înfierbântați, să-și aducă aminte anul 2020, ar fi știut cu precizie din decizia Curții Constituționale că invocarea declanșării conflictului juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament nu poate să oprească moțiunea de cenzură. De ce? Ca prim-ministru al Guvernului Partidului Național Liberal, în august 2020, când PSD a inițiat moțiune de cenzură împotriva cabinetului pe care îl conduceam, eu însumi am invocat un conflict juridic de natură constituțională cu privire la procedura legată de depunerea moțiunii de cenzură. În cuprinsul deciziei care a luat Curtea Constituțională, care, citez, a constatat că nu există un conflict juridic de natură constituțională, Curtea Constituțională a spus foarte clar că Parlamentul a procedat corect în derularea procedurii moțiunii de cenzură. Vă rog să citiți acea decizie a Curții Constituționale, sigur, deși a fost o decizie a Curții Constituționale care oarecum a fost împotriva unui conflict juridic de natură constituțională pe care l-am declanșat ca prim-ministru, decizia Curții Constituționale a spus foarte limpede că Parlamentul a procedat corect, constituțional, prin derularea procedurii moțiunii de cenzură. De asemenea, v-am prezentat o altă decizie a Curții Constituționale cu privire la un alt conflict juridic de natură constituțională, care este, de fapt, oarecum similară, numai că este mult mai gravă și spune foarte limpede ceea ce v-am mai citat, și anume că blocarea derulării procedurilor aferente moțiunii de cenzură reprezintă o încălcare a Constituției și o încălcare a principiului constituțional al statului de drept. Eu sincer nu înțeleg pe colegii care au votat astăzi cum au putut să voteze în lumina prevederilor constituționale și în lumina deciziilor Curții Constituționale și mai ales a deciziilor regulamentare așa ceva. Cu atât mai mult cu cât există o altă decizie a Curții Constituționale cu referire la termenul constituțional și regulamentar care este prevăzut de la citirea moțiunii de cenzură până la dezbaterea moțiunii. Se știe că termenul constituțional este că dezbaterea și votul moțiunii se face după 3 zile de la citire. În acea pronunțare a Curții Constituționale se spune foarte clar că Parlamentul în programare trebuie să dea dovadă
dovadă de celeritate și că nu poate să apeleze la, e un termen complicat, procrastinare. Care înseamnă amânare, de fapt. Nu poate să amâne nejustificat. Asta este ideea și sensul acestei hotărâri a Curții Constituționale. Sunt profund afectat de faptul că, deși noi, în convocarea plenului Camerelor Reunite, pe care am făcut-o împreună cu președintele Senatului, am postat pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului o informare cu privire la deciziile Curții Constituționale legate de procedura moțiunii de cenzură, în care orice membru al birourilor permanente reunite ar fi putut să citească toate aceste decizii ale Curții Constituționale. Cei care au votat astăzi amânarea, cum se zice, la calendele grecești, ad calendas grecas, a moțiunii de cenzură, practic au făcut-o pe proprie răspundere, având toate informațiile puse la dispoziție. Ca președinte al Camerei Deputaților, mi-am făcut datoria față de colegii mei să le pun la dispoziție toată jurisprudența Curții Constituționale în materie de derulare a procedurii moțiunii de cenzură. Au făcut-o pe propria răspundere și, din punctul meu de vedere, răspunderea le aparține individual fiecăruia pentru decizia luată. PSD se comportă în continuare ca un adversar al statului de drept. PSD, practic, nu se mai poate prezenta în ochii cetățenilor români ca un partid de opoziție, ca un partid care acționează în numele interesului cetățenilor care l-au votat. Comportamentul PSD este absurd, antidemocratic și, în același timp, un comportament perfid față de cetățeni, pentru că această poziționare a PSD este foarte ciudată. Repet, PSD n-a apelat la astfel de tertipuri nici măcar când a trebuit să-și apere guvernele PSD. Să apelezi la un astfel de tertip procedural în condițiile în care este de domeniul evidenței pentru orice om de bun simț că este profund neconstituțională poziționarea lor, arată încă o dată că PSD este un partid care nu s-a schimbat, un adversar al statului de drept, un adversar al independenței justiției, un adversar al democrației în România. Așa sunt și colegii dumneavoastră care au votat astăzi această amânare? Toți cei care au votat, le-am explicat. Toți cei care au votat, au votat neținând cont de toate punctele de vedere și toată jurisprudența Curții Constituționale pe care am prezentat. Puteți spune la Curtea Constituțională privind ceea ce s-a întâmplat astăzi în BPR? Cei de la AUR au făcut un anunț în acest sens. Deci, adică, constituțională această amânare o lună. La Curtea Constituțională se pot depune sesizări cu privire la legi, cu privire la hotărâri și de asemenea se pot declanșa conflicte juridice de natură constituțională între autoritățile statului. O decizie a biroului permanent reunit nu poate face obiectul unei sesizări la Curtea Constituțională. Sigur, poate face obiectul unei sesizări la Curtea Constituțională ceea ce v-am explicat. O hotărâre a Parlamentului care poate să fie exercitat controlul constituțional asupra hotărârii Parlamentului. Se poate schimba ceva astăzi în plenul pentru citire? Adică veți încerca din nou stabilirea unui calendar prin plenul reunit care este suveran? Sigur că plenul este suveran și plenul este cel care până la urmă va decide. În ceea ce mă privește pe mine, eu nu cerc nimic. Eu mi-am explicat poziția că n-am putut să votez împotriva colegilor din Partidul Național Liberal. Din cauza asta am avut această poziție în care am spus clar că sunt prezent și nu votez, pentru că nu pot să votez pe de o parte nicio propunere neconstituțională și pe de altă parte nu pot să votez împotriva colegilor mei de partid. În mod normal, m-aș fi bucurat ca reprezentanții
Partidului Național Liberal în birourile permanente reunite să fi votat așa cum am votat eu. Dar n-am putut să votez împotriva colegilor mei. Această amânare pentru a aștepta decizia CCR poate să vină un rezultat în apropierea sau poate chiar după Congresul PNL și acest lucru să fi fost motivul real pentru această amânare? Nu cunosc care este motivul real pentru această amânare. Nu știu dacă istoria va afla motivul real, dar se pot face foarte multe presupuneri. Aici eu v-am explicat foarte simplu și foarte clar. Eu mi-am depus candidatura la președinția Partidului Național Liberal, mi-am anunțat intenția de a candida încă de la începutul lunii februarie. Am luat această decizie după o analiză foarte serioasă, după consultarea tuturor actorilor instituționali și partenerilor din Partidul Național Liberal, care au legătură cu Partidul Național Liberal. Odată cu depunerea candidaturii la funcția de președinte a premierului Florin Câțu, toată strategia mea de campanie nu a fost determinată de vreo speranță ascunsă că Florin Câțu ar putea să nu fie premier la data de 25 septembrie când are loc congresul. Cine să-și fi imaginat că premierul Câțu, fără acordul meu, aruncă în aer coaliția și că declanșează o criză politică gravă și o criză guvernamentală și că vom ajunge la astfel de situații în care un partener să depună moțiune de cenzură împotriva premierului și a guvernului. Nu aveam de unde ști. Ca atare, toată strategia mea de campanie a fost o strategie de a mă adresa membrilor Partidului Național Liberal, de a participa la toate conferințele județene, de a-mi prezenta moțiunea în fața colegilor mei și votul la Congres nu depinde, din punctul meu de vedere, de acest factor. Depinde de modul în care colegii mei și cei 5.000 de delegați care vor participa la Congres vor evalua cei doi candidați și cred că mai degrabă prestațiile din ultimele 4-5 săptămâni ale contracandidatului meu mi-au crescut semnificativ șansele de a fi ales președinte al Partidului Național Liberal. Cum contează faptul că pentru mine nu este important PSD-PNL, pentru mine nu este important, pentru mine nu este important dacă la momentul congresului Florin Câțu este sau nu este premier. Domnule Orban, spuneați că vă cresc șansele dumneavoastră la congres, dar care sunt, cum cresc sau descresc șansele PNL-ului în viitor? Cum credeți că veți deconta în condițiile în care în spațiul public a apărut deja percepția renașterii USL-ului? Cum va deconta partidul? În calitate de președinte al Partidului Național Liberal, nu voi accepta niciodată nicio înțelegere, nici pe față, nici pe sub masă, cu PSD. Cariera mea de 31 de ani îmi arată foarte limpede că dacă ești consecvent în susținerea ideilor liberale, în valorile, principiile liberale, nu poți să faci compromis cu un partid care este cauza subdezvoltării României, cu un partid care a ținut România pe loc, un partid care ne-a făcut praf marginea în plan internațional, cu un partid care a făcut un rău imens României. Dacă există colegi de-ai mei care doresc o astfel de înțelegere, dar nu așa cum au trecut ieri în comunicat, că nu facem guvern cu PSD. Nu. Iertați-mă, ieri s-a făcut un compromis, a fost o discuție, cu o parte din colegii noștri au discutat neoficial cu cei de la PSD și rezultatul este votul de astăzi din DPR. Nu vreau să cred că poziționarea de astăzi a PSD este dictată de discuții care au avut loc între colegii mei și PSD. Știți? Nu vreau să cred acest lucru. Știți ca președintele Klaus Iohannis să fie avut și el o astfel de discuție cu socialdemocrați? Nu am nicio informație în acest sens. Neconsiderat. Cert este că poziționarea PSD, cu atât mai mult cu cât ei bat toba că depun moțiune de cenzură de luni de zile, dau niște declarații înfiorătoare despre guvernarea de coaliție, practic ei, PSD-ul, care spun în fața alegătorilor că sunt un partid de opoziție și că cel mai mare rău pentru România e coaliția asta și guvernul Câțu, ei amână dezbaterea pe o moțiune de cenzură. Asta este ceva de Kafka. Ce veți face astăzi? Vă veți delega atribuții?
Buțile la ședința de plen? Da, îmi voi delega, încă n-am hotărât cui delegatul Buțile. Din păcate, eu am avut un calendar foarte strâns, mai am în plan prezentarea moțiunii mele în 20 de județe. Și din cauza asta o să deleg atribuțiile, încă nu m-am hotărât cui deleg atribuțiile. Domnul Roman, Dana Prună? Numai evident, deși acum se pare că aproape, da, pot să dau cu banul, aproape nici nu contează cui deleg atribuțiile. Să participe la ședința de astăzi? Îmi cunoașteți punctul de vedere de ieri și este de-a dreptul amuzant și, din păcate, trist pentru colegii mei înfierbântați, care ei ieri hotărăsc una, ba chiar și amenință parlamentarii că vor fi sancționați dacă se prezintă la ședința de plen, iar astăzi s-au sucit cu 180 de grade, adică e ceva de noaptea minții, eu vă spun sincer. Sunt fericit că nu am participat la aceste întâlniri a unor colegi de-ai mei și că n-am girat cu credibilitatea mea și cu autoritatea pe care o am ca președinte al Partidului Național Liberal, asemenea chestii care sunt absolut neserioase și care, din păcate, îi discreditează în fața opiniei publice pe colegii mei mai înfierbântați care au provocat aceste întâlniri nestatutare. Partidul Național Liberal este un partid disciplinat. Pe de altă parte, deciziile care le luăm în Partidul Național Liberal trebuie să fie conforme Constituției, conforme legilor țării, pentru că articolul 25 stipulează foarte clar la obligațiile membrilor, ca prima obligație respectarea Constituției și legilor țării, obligație pe care o avem nu numai ca membri al Partidului Național Liberal, ci și ca cetățeni, ca atare. Niciun membru al Partidului Național Liberal nu este obligat să respecte nicio decizie a forurilor statutare care este contrară prevederilor constituționale și prevederilor legale. În ceea ce privește forțarea unor parlamentari de a merge sau de a nu merge la o ședință. Și asta e o chestiune care, sincer, este complet neserioasă. Participarea parlamentarilor. Parlamentarii sunt în serviciu poporului. Asta este prevedere constituțională și prevederea din legea 96. Prezența la activitatea Parlamentului nu e o prezență facultativă, ci este obligatorie. De altfel, de exemplu, noi la Camera Deputaților, pentru cei care absentează nemotivat, aplicăm inclusiv sancțiuni pecuniare legate de drepturile de care beneficiază parlamentarii. Mai mult decât atât, o zi plină, așadar, în Parlament, la ora 16 va fi citită moțiunea de cenzură și ce se va întâmpla mai departe, vom vedea, vă ținem la curent. Ludovic Orban a făcut și el precizări importante. Noi revenim cu noi date în jurnalul orei 12. Ne revedem atunci.